Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la At Dead of Night. 56% din poveste ceva pe acolo. Și ne continuăm aventura live de asemenea pe Trovo, link în descriere. În caz că sunteți interesați, vreți să vă alăturați. Și Jim este pe lângă noi, nu mai țin minte ce am de făcut, deci hai să vedem oglinjoara. Ce ne mai spunem? Deci am aflat de doctorul acela data trecută, care s-a spânzurat din păcate. Și acum ne-a rămas cu proprietarul hotelului Harvey, să aflăm mai multe despre el. What the fuck? Nu mi-a zis nimic. Bun, hai să luăm asta, ieșim la loc. Mă duc după busola, dar hai că mă duce prost. Wow, ce creepy e aici. Jesus. Moving to the room, what? Unlock the door first. Măi, eu nu înțeleg unde trebuie să mă duc. 12, 13, 15. Ok, e el aici? Is anyone there? Hello? Is it Harvey? Are dreptate, bă, abonatul. Yes. Harvey, ok. Ce trebuie să-l întrebăm noi pe Harvey? A fost împușcat în picior cu crossbow-ul ăla, adică e clară treaba. Dacă Jimmy a vrut să se ascundă acolo jos, am crezut că o să-i placă. Sau că trebuie să-i placă. Lower ground. Deci ok, trebuie să vorbesc cu el și apoi să mă duc la subsol. I see. Ah, yes, of course. Și acum Jimmy vine și dă bastărca pentru că mă campează la ușă. Jimmy. Nu știu unde sunt. Too late, buddy. Da, dați voi bani în cea dacă dă cineva spoilere. Că suntem la Venus pe Trovo și n-au răbdare băieții. E Rafael, știu eu ce se întâmplă, băi. La subsolesc, unde e fantoma și lui Bose, Dr. Bose. Am o idee. I've got an idea. How about we use these rusty keys? Nu merge. Is someone there? O, da, cum se aude. O, da, e groaznic. O să stai acolo toată noaptea, Jimmy. Mi s-a luat. Jimmy. Is someone there? Oglindă, oglinjoară! Arată-mi-l pe cel mai tare Rafael din țară! Dă-ne o cameră! Dă-ne ceva! Geamuri! Ce sunt astea? Ah, foc! Ok, și trebuie să vorbesc cu Harvey despre focul ăla, dar... Am ajuns.
Is someone there? How can we hear you? Te pot auzi? Is it Harvey? Harvey? Yeah, it's Harvey. Da, eu sunt. I saw you locking Jimmy in the basement. Am văzut că l-ai încheiat pe Jimmy. Ce s-a întâmplat? I-am dat o doză din medicina lui. Nu m-am gândit că poate face rău. Gen că ar putea cauza el ceva. You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Nimeni nu a realizat cât de departe se va duce Jimmy pentru a atrage atenția. A dat foc nebunul. Se pare că a făcut buba. A făcut o prostioară. Hai să analizăm ce a făcut. Numai belele face omul ăsta. Ia uzi. Opa! O venit! Nu fi prostovan! Deschide ușa! Vei muri! Deschide ușa! Damn, son! Is it Harvey? I can hear you. Is it Harvey? Can't hear you. What is noise? Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Okay. I saw a fire in the basement. Am văzut un foc. What happened to the hotel? Ce s-a întâmplat cu hotelul? Am reușit să-l stingem până când s-au agravat lucrurile. Pozele, scrisorile au ars cu totul. Jimmy a ieșit din control, de sub control și mi se luase. Voiam să dispară. Ok, voiai să dispară, așa că vom combina asta cu ce? Cu ce putem noi combina? Are cineva idee? Cu pistolul? When you said you wanted Jimmy gone, does that have something to do with what you said about the gun? Ei! I'd lost it. Mi-am pierdut mințile. Vedeam roșu, îl uram. Am pierdut controlul. Etajul 2, ha? Băi, a pierdut controlul, Harvey. Nu știu ce cineva acolo, lol. Etajul 2, dar unde la etajul 2, întrebarea? Hai să mergem în expediție. Și vine și Jimmy nebunul acum după mine. Deci, nu cred că l-am pușcat pe Jimmy. Cred că s-a întâmplat ceva și l-am pușcat Jimmy pe el, sau? Ha. Sau poate a făcut o boacănă. S-a omorât singur? Ne ducem după compas? Ha. 17? Opa! Ieși din hotel, Jimmy! Ieși din hotelul meu! Hotelul meu! Ieși din hotelul meu, Jimmy! 220. Jimmy! Ah, deja a venit ăsta. Is it Harvey? Opa! Ia zine de pistol! Te antrenai. What were you going to do? Ce voi să faci? I don't know what I was going to do. Threaten him, get him out of the hotel. Vrem să-l ameninț, să-l scot din hotel. I didn't realize he was going to be on too.
Dar n-am crezut că și el va avea o armă. Opa. Și el va avea o armă. Ce armă ar putea să aibă el? Sabia asta? When you said you didn't realize Jimmy would be armed too, does that have anything to do with what you said about the dagger? Nici măcar nu era un cuțit. Dar nu mi-am învățat lecția. Jimmy era mereu cu un pas înaintea mea. I-a făcut ceva aici, nebun? I-a băgat-o. N-am văzut unde. Opa! Unde, întrebarea? Ground! Aha! Și încuiat aici. Nu e. Jimmy! Problema e... De două ori! Jimmy! Not a chance in hell. Nu mă vei prinde, șaure ce ești. Hai mă că l-am evitat bine. L-am jucat pe degete pe fraierica brașoveanu. Mă, deci eu sunt din Brașov. Ce-i mă cu noi? Ceva s-a întâmplat la ground aici. Ești din hotelul meu. Este hotelul meu. Ce? Junghiat? Is it Harvey? Ia tăia gât laser, i-a făcut buzunar la gât. I-a făcut buzunar la gât cu cuțitul. Mamă. Din ce oraș ar fi Jimmy, dacă era din România? I saw you being stabbed backstage. Am văzut că ai fost înjunghiat, ce s-a întâmplat? Jimmy m-a luat pe la spate, nu l-am văzut. Mereu a câștigat în final. Craiova. Opa. Începe show. Ah, asta e la etajul 3? Harvey's story. Oh, no.
Is someone there? E ca și cum, odată ce cineva află povestea lui Harvey, sau nu, odată ce cineva completează povestea și află motivul pentru care a murit persoana respectivă, sufletul, nu știu, se poate odihni în pace sau ceva de genul și nu mai poți să, nu mai poți să iei contact. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să mai fie o singură persoană rămasă în jocul ăsta, nu sunt sigur, cred că doar una mai e. Cred că este mama lui Jimmy Rose. Deci hai să mergem la etajul 3. Cred că era la 3. Și să căutăm. Are cineva idee camera? Interesant totuși. Credeam că se sinucide cumva Harvey și că Jimmy ar fi nevinovat pentru că n-a omorât de fapt pe nimeni. Dar e clar că l-a înjunghiat pe Harvey. Deci... nu știu, zice cineva să mă duc la... baia la 303, dar... nu merge, adică încercați să mă ajutați, dar nici voi nu știți până la urmă. 303. A, s-au zis în camera 303, ok. Aici o fi? Că pare camera exactă. 301 totuși, dar de ce? Că arată exact. Arată exact ca în viziune. Mamă, cum se aude! Cineva e în cameră cu noi. Ah, broken wall mirrors. Wait a second. E foarte tare sunetul. A venit și Jimmy. Sau e la toaletă aici? Wow! What? Nu cumpăra nimic fără voia mea? Nu te las să-mi distrugi viața. Viața mea, viața ta nu înseamnă nimic. Înțelegi ce spun? What, a aruncat-o în groapă? Ce făcut mă la săraca femeie? M-am culcat în cameră. Is someone there? Oh, come on. Is someone there? Oh my god, Baba! Să ne uităm o dată aici să vedem. Deci ceva cu oglinda. Uite-o, bă, mama lui Jimmy, cred. Rose. Etajul 2. Trebuie să vorbim cu ea. Dacă ținem noi minte... dar nu că noi l-am văzut pe Harvey la etajul 3. Știi când încerca să vorbească cu Rose? Credeam că tot la etajul 3 o găsim. E lumina aia acolo. Harvey urma să-l... încearcă să-l apere pe Jimmy. Zice Harvey urma să-l împuște pe Jimmy și el s-a apărat. Ok. Încearcă să-l apere pe Jimmy, persoana respectivă. Is someone there? Hello? Nu mă știu să răspundă. What's your name? Cum te cheamă, fată? Rose. Rose Hall. Rose Hall. E hotelul ei? Parcă era lui Harvey. Ok. I saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? Cine era doamna de adineori? Eu eram. A trebuit să explic poliției că acel cuțit era folosit doar să deschizi
A spus că le-a explicat polițiștilor că cuțitul a fost folosit doar să deschizi scrisori. Și că poliția a înțeles. Și că ăla doar s-a apărat. Uai, unde ai plecat? Cam 500 de întrebări pentru tine. Come on! Nu cred că e mama lui, s-ar putea să vezi dreptate. Cred că aici o să vedem cum vorbește ea cu poliția. I-a luat apărarea lui Jimmy totuși, care... Adică, bine, într-un fel ce... Într-un fel credeți că Jimmy s-a auto-apărat? Totuși l-a omorât, adică... Nu e niciodată, cred că, soluția asta. Poate Harvey nu a știut că ea nu e mama lui și a zis că e mama lui, sau habar n-am. Sau dacă nu, Bose, știi, unul dintre ei ne-a zis că e mama lui. Parcă. Cred aici, la ușa principală. 3 de 1? Uite, vezi cum face lumina așa, ce trebuie să faci, că nu înțeleg. Terminăm jocul, sunteți fericiți? Ok, de ce trebuia să fac așa, fiți atenți. Asta trebuia să fac eu. Jimmy. Aaaa! A murit! Is it Rose? Este Rose, care e moartă. Who are you greeting at the entrance and reception? Cu cine te salutai la recepție? Jimmy. Jimmy venea acasă. Poliția a înțeles? Ei l-au crezut, dar l-au schimbat. A început să mă ajute cu treaba la hotel și chiar să aducă și mai mulți clienți. Oaspeți. Sure thing. Avem un interogatoriu pentru tine, fii atentă. Am văzut un bărbat care țipa. Cine era ăla din groapă? N-am știut niciodată ce dorea. Puteam să-i ofer un singur lucru. Și cine era până la urmă? How did those mirrors get broken? Cum s-au spart oglinzile? Jimmy l-a distrus. I saw Harvey being stabbed backstage. Harvey a fost în junghia pe la spate. Ce s-a întâmplat? Harvey had gone mad. Nebunise Harvey. Jimmy doar se apăra. Sigur. Sure thing. I saw Harvey heading towards the ballroom with a gun. What was he doing? Se ducea cu pușca la... Ce făcea? Nu știu. Se ducea să-l împuște pe Jimmy. Așa, deci nu prea știe un foc ea. Ce s-a întâmplat cu hotelul? A luat foc? A dat vina pe Jimmy Harvey. Dar a fost un accident, era un cablu care ieșise din locul lui. I saw Harvey locking Jimmy in the basement. What happened? Nu știu ce făcea. Zice, de ce l-am cuiat pe Jimmy? Hai să o întrebăm, fiți atenți. De fetiță... O fetiță care plângea, cine? A fost un oaspete. Da, dar Jimmy fura de la ea. De ce-i fura jucăriile fetiței? El nu a furat, fetița mințea. Hai că mințea! Jimmy nu a furat nimic, prăștule. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? De ce e o cârpă cu sânge? Ha? Nu știu. I saw the little girl, Amy, holding a toy on fire. Am văzut că o fetiță țirea o jucărie și l-a foc. Ce s-a întâmplat? She was burned. A fost arsă. Dar făcea lucruri periculoase. Ha? I saw Amy outside a room.
Something frightened her. Tot îți ține apărarea, da. Părea înfricoșată, Amy. De ce? I don't know. Nu știu, putea fi orice. She was a strange girl. Un bărbat în costum bătea la ușă. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? Îi spunea lui Jimmy că vrea să-l ajute. Dr. Bose. A venit să-l ajute pe Jimmy. Ok. Și el zice de faptul că fetița bea alcool. Nu-i plăcea. Normal că nu știi. Am văzut-o pe Amy moartă. Jos pe scări. A căzut. Harvey a dat vina pe Jimmy. Dar e vina fetiței, nu a lui Jimmy. L-mau. Vine fetiță, e prostuță și sare de la etajul 3 până la parter, ca ce se poate întâmpla? Aoleu. Ok, ce zice faptul că Dr. Bose a găsit un șobolan mort? Aba nu, era un iepure. Sănătate, mersi, mersi. Harvey a zis că Jimmy a omorât animalul. Dar nu l-am crezut. Mincinosul. Ok, ce zici de faptul că... Ce zici de faptul că Dr. Bose scuipa sânge? Ce sta pasando? S-a tăiat. Dar a dat vina pe Jimmy. S-a făcut-o singur, nu era Jimmy? Sigur. Sigur. Hai să vedem, Dr. Bose... S-a simt ce... Dr. Bose tying a rope around his neck. He killed himself. Why? De ce? Because he knew he was guilty. Știa că e vinovat. He did the right thing. A făcut lucrul corect. What? A făcut lucrul corect? I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the great Hugo. Am văzut pe marele Hugo pe podium. He was a magician. Era un magician și un entertainer. A cumpărat hotelul ca să-și promoveze show-ul. A devenit faimos, era și la televizor. Am fost asistenta lui, dar lucrurile au evoluat. Cui aparține pistolul? Harvey, da, a fost la mine în cameră. Cuțitul, ce părere ai de el? Deschidei scrisori. Cadou de la cineva. Ce zici de crossbow? Vreau să întreb de goodbye note, că nimeni n-a știut. Deci doar ea știe de goodbye note. Cine a scris notița pe care spune papa? Jimmy. Opa! Jimmy și-o luat la revedere? Interesting. Why is there an old heater marked dangerous? Harvey put it away. He said it was dangerous. Who did the chef's hat belong to? Cui aparținea pălăria? Era vreun bucătar în hotelul ăsta? Mă rog, hai că... desene violente, ăla era desenat Jimmy. Jimmy used to draw pictures about the war. Desenat despre război. Hai că desenat despre război, de-a-capa este. Ok, Rose at the entrance legată cu posterul ăla, nu? Who is Hugo Punch? Cine e Hugo Punch? Tocmai cine a zis? It was Jimmy's comedy act. Act de comedia lui Jimmy. Wait, Hugo Punch nu a zis că e un mare entertainer care a apărut la televizor? Poate imita pe el? Când ai spus că Jimmy a găsit o modalitate să găsească... Okay. Deci Jimmy aduce mai mulți clienți că el e Hugo Punch. Ok, era actoria lui Jimmy. Era comedian. Era foarte bun. Oamenii au început să vină doar ca să-l vadă pe el. Interesting.
Yes, 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 yes. Ah, cred că trebuie să ne ducem în sala aia. Mamă, e toată lumea aici. Tot squad-ul. Oh, salut, mă, băieți. Hello? Is anyone there? Stai. Doamnelor și domnilor, entertainerul vostru din această seară, Hugo Punch! Woo! E nebunia aia mare! Is it Rose? Ia zi-ne despre servietările nebune de totos! I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Cui aparțineau? Erau ale mele. Am vrut să plec, dar nu am mai avut șansa. I found some trophies. Trofee. Who won them? Jimmy le-a cumpărat. Se pare că a câștigat interesant trofee. Ah, yes, I see, of course. I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. Am văzut că mă distram. Făceam bani din nou. Totul părea să meargă bine până când Jimmy a început să se comporte ciudat. A început să zbiere și se holba la el. Părea supărat. Cu ce-l combinăm, ia ziceți? De așa, wedding ring-ul. Era al meu. Cineva mi-a făcut o ofertă pe care n-am putut să o refuz. Cablul. Jimmy Carai îi plăcea să joace cu aparatele electronice. Electrocaznice. Cu ce combinăm? Broken mirror? What you said about Jimmy staring at himself and becoming aha, angry. Se holba la el. Is that connected to what you said a spart about oglinda? Breaking the mirrors? A fost doar începutul. L-am întrebat, dar a spus că nu și-a aduce aminte. Alte lucruri ciudate se întâmplau. Nu, băieți! Opa! Ce se poate întâmpla oare cu Jimmy? Cum au evoluat lucrurile? Sunt tare curios! Oare cumva să aflăm în episodul următor? Ia să vedem! 78%! Oh, nu! Cred că episodul viitor va fi ultimul. Wow! Și eu care eram foarte curios ce se va întâmpla cu Jimmy până la urmă. Lucrurile abia începeau să se dezvolte. Dar, până aici este distracția pe ziua de astăzi, băieți, dacă v-am lucrat joc, aștept să vă vedem la viitoare. Pooo!